Avem și cel mai vechi vas de lut din țară expus aici. Da. Acesta de aici. Vas întreg de lut, cel mai vechi din România, descoperit tot la Cârcea. Craniul de Homo sapiens de la Baia de Fier, arme, obiecte ceramice rare, unelte din piatră paleolitice descoperite în mai multe localități din Oltenia. Acestea și multe altele pot fi văzute în cadrul expoziției Preistoria Olteniei, o expoziție deschisă cu sprijinul autorităților județene. Este vorba de realizarea unor butaforii și prezentarea către public a unor piese absolut remarcabile, unele dintre ele chiar unicate la nivel european, care se întindă o perioadă destul de mare, este vorba de paleolitic, neolitic și epoca bronzului. Deci, practic, cam piese de acum 30.000 de ani, 35.000 de ani. Tot acest periplu va continua în lunile următoare și în săptămânile următoare, cu partea de etaj, unde vom continua această istorie, ajungând sau pornind de la 1821, ce a însemnat Tudor Vladimirescu pentru Craiova și pentru noi în această zonă, pentru Olteni, și ajungându-se până la Revoluție din 1989. Expoziția permanentă Preistoria Olteniei poate fi vizitată de mâine la sediul secției Istorie Arheologie a Muzeului Olteniei.